Ce faceți băieți? Eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Gata cu euro, deja este de domeniul trecutului, în mare parte, în proporții mari. Deja avem însă un nou event în joc, un event care trebuia să apară, fiindcă practic rămăsesem fără evenimente în FC Mobile. Copa America Euro s au terminat, iar Hall of Legends este noul event care o să fie în joc pentru următoarea perioadă. Avem o nouă grafică, o nouă tematică cu jucătorii legendari și sincer arată bine așa cum e tematic vedem că s-a adăugat și punctele Universal aici sus, deasupra, practic lângă FIFA Points, deasupra, sus, de tot dacă vă uitați, apar acolo și mi se pare interesant pentru că, într-un fel, le oferă și o valoare importantă pentru că acolo, sus, știm foarte bine coin și gemurile, FIFA Points-urile, chestii elementare. Deci aceste Universal Points vor fi... Mai importante decât au fost vreodată, să zic așa, sau mai importante decât au fost punctele de dinainte. Dacă mergem aici la play, vedem frumos eventul Hall of Legends, 35 de zile, deci iar și un eveniment care o să o să dureze, nu o să ne plictisim, asta este, este clar. Și avem 3 capitole, 3 capitole simple, evident un star Pass nou la care îl găsim pe KK ca ultim reward de la Pass-ul cu bonus, deci dacă cumpărați pestul, o să aveți un cap pe la nivelul 30 și cât 30 și 30, la fix la nivelul 30. Plus alte reward jucătorii și așa mai departe. Dar dacă sunteți ca mine și nu cumpărați pestul, doar o să vă uitați la cel caca sau maximul îl cumpărați încă nu o să fie chiar atât de scump. Iar primul capitol este capitolul main, practic o să vă explic acum puțin cum, cum stă treaba cu eventul. Mai încolo, mai spre finalul clipului vom deschide și niște pachetele, facem niște exchange deci cum facem de obicei când apare un event, ok? Deci avem aici daily training-ul unde uh, putem să facem punctele acestea care se numesc legend points. Așadar putem face pe zi 25 cu 25, 50 de puncte din skill game-uri. Nu sunt repetabile o singură dată, sunt două skill game-uri și un match și vedeți că match eu încă nu l-am jucat. De asemenea, avem niște quest să zic așa, uite, de exemplu, eu am terminat aici unul, Quire uh, One uh, Hall of Legends Free Pack, deci dacă faceți aceste quest-uri, mai luați încă, uh, de exemplu, 10 puncte aici și cred că fiecare conferă 10 puncte, da, deci 50 de puncte din skill game-uri, 30 de puncte din aceste quest-uri, aveți 80 de puncte zilnic pe care le puteți face, eu zic să le faceți pentru că sunt destul de importante. După avem questuri săptămânale, doar două, asta pentru Canavaro. Train any player 10 times, deci să dați training la un jucător de 10 ori. Puteți pur și simplu să băgați un jucător de bronză în acesta de deci 10 ori pe toată această chestie, deci nu băgați mult XP deodată câte un jucător și de, de ce ori dat acolo și e foarte simplu de Știu, făcut. Eu nu l-am făcut, zic că e foarte simplu, nu l-am făcut încă, dar o să-l fac și eu pentru că e foarte simplu, doar v-am explicat. Iar aici am mai jos, Exchange Legend Points with Universal Tokens Once. Uh, practic, o să vă explic un pic, mai încolo, care este situația cu, acest cu aceste exchange, cu acest quest și care este faza. Mai în dreapta, alte questuri. Deci astea erau săptămânale, astea par a fi pentru tot eventul, pentru că nu scrie ceva. Milestone Quest se numesc, să marcați 150 de goluri, să faceți 150 de tackling-uri pentru, nu, aici e un Ronaldo Nazario, nu o să puneți un Ronaldo Nazario, dar zic că el apare aici. O, uite, în 14, săptăm... în 14, zile se va termina, deci asta e la două săptămâni și mai urmează încă un Quest care nu este deblocat, aici reprezentat de Rycard și da, mai dreapta avem butoanele de Quest, de Exchange, de challenge mode și de store. Avem evident și challenge mode aici la Hall of Legends, cum a fost la toate evenimentele de până acum. În weekend cu premii mai speciale, acum nu sunt cine știe ce uh, premii. De asemenea, avem și questuri speciale. Uh, cum a fost exact și la Team of the Season. Sunt exact, exact aceleași, aceleași reward-uri, cam aceleași cerințe, doar că bineînțeles s datate pentru Hall of Legends, nu mai scrie toți, nu mai scrie Euro, scrie Hall of Legends, dar sunt aceleași cerințe. Da? Practic să vă logați de 20 de ori, să luați free pack-urile, să jucați meciul la Division Rivals, să jucați meciul acela de la main, să, să jucați la challenge-uri foarte, foarte simple, foarte la obiect, nu cred că este ceva de neînțeles. După avem butonul pentru Icon Collection, cel de-al doilea capitol, capitolul care ne oferă și reward-uri. Avem aici și niște reclame pe care le putem urmări de două ori, 5 puncte pe reclamă. Deci dacă puteam face 80 de puncte zilnice de la questuri, mai adăugați încă 10 puncte și de la reclame, deci 90 de puncte pe și zi. Și vedem că vor fi două echipe, momentan avem doar Team A, dar urmează și Team B. Iar aici în drept avem Rewards Pet, mi se pare un, un mod interesant, fiindcă nu s-a mai făcut până acum, mi se pare un concept nou și destul de tare. Nu știu exact cum apare la început la început, dar cred că la început e un buton de start. Cred că aici e un buton de start, probabil oricum ați dat și voi deja start, deja ați intrat în event. Știți un pic care este situația? Și avem Rewards pe care le putem lua cu 20 de puncte din acestea legend pe care le facem și la capitolul main și mai le putem face și în alte moduri, o să vă zic imediat. Deci câte 20 de puncte pe reward, e foarte important la final să luați acest reward care ați putea spune că este o imagine cu Camp, un logo, dar nu este chiar așa. Ce trebuie să țineți cont este că ca să completați o linie din aceasta vă costă 100 de puncte și după puteți da refresh pe încă 10 puncte. Deci practic 110 puncte ca să termini o linie, când, dar e important, atenție, să nu dați shuffle rewards până nu completați toată linia, pentru că altfel ați cam dat degeaba punctele, fiindcă cel mai important aici este ultimul reward sau mă rog rewardul în care apar acei jucători. dacă voi o să dați shuffle rewards, se vor reseta rewardurile, vor apărea altele și da, deci practic 110 pentru a completa o linie în aceasta. Iar aici în dreapta vedem că sunt mulți piloni din ăștia cu tematică grecească, italiană, ceva în genul ăsta, cu jucători jucători speciali, cu jucători legendari și cu unele chestii care nu sunt desfăcute încă, nu sunt deblocate. Asta pentru că nu l am deblocat eu. Practic, la început, voi când intrați, dacă nu luați nimic, vor apara toți pironii și unde apar post de cu ceh, cu în cu așa mai departe. Vor apara cum apare și aici, că cam și apare că e blocat cu, acea, cu acel lac. Ideea este că voi trebuie să adunați toate, toate aceste emoturi cu aceștia. Vedeți că eu deja am completat 2, 4, 6, am deja 8, 8 jucători găsiți, mi-am nevoie doar de 3. Unul deja e camp aici l-aș putea lua imediat și o să luăm imediat. Atunci când completați acești jucători, practic în funcție de jucător... Deci apare un jucător nou, hai că deblochezi un jucător nou și uh, jocul îți adaugă aici la Hall of Legends Team Overem. Practic atunci când o să iei pe toți, bănuiesc o să ai 99, cred că ăla o să fie maximul. Și ai reward în funcție de câte de astea, de câți uh, jucători găsești, să zic așa. Pentru că, uite, exemplu, în dreapta ai milestone-uri, da? Improve team over, to unlock milestone reward. Select one out of four players este the ultimate reward. Deci, la 35 overem făcut aici, ai primul reward. 35 overe, cred că înseamnă, nu știu, undeva la vreo 3 jucători, 3 sau 4 jucători găsiți. Deci cam aproximativ de 3 ori să jucate aici, să dați, să completați o linie. Țin să vă menționez că în liniile astea e posibil să apară și câte 2 jucători, adică să aveți, cum e aici, Bergkamp, să aveți și aici la al 5-lea și să aveți și la al 4-lea. Eu așa am avut de câteva ori, dar atenție că uneori apar unii jucători care nu sunt aici sau care sunt dubluri, adică de exemplu, uite, aici la striker vedem pe Owen în prima, în linia asta, ultima din stânga, îl vedem pe Owen, dar de exemplu poate să mai fi un alt atacant. Dacă voi găsiți, dacă voi să vă apară aici un alt emote cu un alt atacant. Nu o să vă ajute să vă mai deblocați încă un, încă un pilon. O să, practic, o să îl înlocuiască pe Owen. Deci trebuie să țineți conști de chestia și aceasta. Și așa cum am zis, mai departe, alte reward la 60 și OVR. Eu vezi că am 71, spre exemplu. Apoi la 85, la 98. Și când ai atins 99, v-am zis, practic 99 înseamnă cred că, că să-i să, -i, să -i ai pe toți sau depinde, pentru că vedem că unii sunt 98 OVR, alții au 100, alții au 101 deci depinde că tu trebuie să strângi 99 OVR, așa că trebuie să depinde și ce jucători ai aici pentru că s-ar putea să nu faci 99 chiar dacă i-ai pe chiar toți. Iar la 99 OVR ți se va debloca aici milestone în care vei putea alege unul dintre acești 3 iconi sau un mascherano iconii care pot să fie aici dintre 3 sunt aceștia mai din dreapta Ronaldo, Rijkaard, Canavaro, Carlos Alberto iconi între 96 și 98 OVR. Dacă mă întrebați pe mine nu sunt grozavi, adică nu sunt nici foarte răi, dar n-au ratinguri chiar absolut incredibile, așa că v-aș putea recomanda să luați și Mascherano. Acum depinde de fiecare ce echipe aveți, ce nevoie aveți la echipe și oricum depinde și ce șcător vă pică, că poate să vă pice aici din ăștia 3, să fie, spre exemplu, Zambrota, Pramire și să fie și Riberi. E, dacă ai pe 3 de 96, nu prea ai făcut treabă. Bine, voi nu vedeți de facecam, dar în, în spatele facecam-ului, să zic așa, se află Ramireș 96 și Zambrota 96, cât de mult respectiv left back. Eu zic că v-am explicat destul de clar cum este situația aici la Hall of Legends. Uite, hai să iau și eu reward-ul de la Milestone, 500 de uh, mii de coin și nu sunt cine știe ce. Și uh, 500 de gemuri, dar una peste alta sunt reward-uri gratis pe care le-am făcut, așa că nu mă supăr. Și hai să vă arăt și cum e faza cu punctele aici. Deci momentan momentul ăsta, aici, la al doilea reward, hai să luăm gemurile astea, dăm 20 de puncte. Trecem mai departe, încă 20 de puncte pentru niște gemuri. Apoi, suntem aici la al patrulea, coin și... Și acum hai să luăm și uh, emote ăsta cu Bercam, care este excelent pentru că este unul nou. Și, pa, uitați acolo, vedeți că s-a deblocat Bercam, da? 100. Și vedem că mi s-a dus și ratingul la 80, cât aveam, n nu mai știu cât aveam înainte, cred că 71 sau 70 ceva în orice caz. Și vezi că în acest moment mai am deblocat doar un câbâș și un right -Winger. Așa că hai să dăm aici shuffle rewards, și să vedem ce noroc avem ce ne pică acum în noua linie. Și în noua linie îl avem pe Solskjaer, uitați, Solskjaer atacant, 97, da? Eu deja l-am pe Owen aici, tot atacant, iar nedeblocate ar fi poziția de KB și right winger, da? Deci, practic, acum eu aș putea să fac linia aceasta și să le iau pe Solsher, dar eu zic că n-ar avea sens, așa că o să mai dau o dată Shuffle Rewards, pentru că dacă le iau pe Solsher o să se pună în locul lui Owen și n-am făcut nimic, fiindcă nu este niciun emote nou, o poziție nouă și nu are nici rating mai mare decât decât Owen și nu m-ar ajuta la final ca să ating 99. Deci mai dau o dată Shuffle Rewards și ia să vedem acum. Acum a apărut Campbell, tot 97, dar măcar este Central Back, așa că mi-ar debloca aici încă un, încă un, pilon. Și uite, hai să luăm și pe acesta, chit că nu are cel mai mare rating posibil, dar o să luăm ca să vedem ce rating o să avem. Cu un singur pilon, practic, nedesfăcut, nedeblocat, deci practic cu, cred că, 9 din 10 jucători posibili, sau, mă rog, 10 poziții câte sunt, Bun, 20, am oricum la fix punctele acestea, deci dacă mai dădeam o dată shuffle, nu puteam să mai completez toată linia. Și gata, l-am luat și pe Campbell și vedeți acolo că s-a adăugat Campbell aici. Deci, practic, în acest moment doar un right winger mai lipsește ca să am jucători pe toate pozițiile aici. Iar acum avem 89 OVR. Deci, probabil, nu știu, am crescut cu 9 OVR cu acest Campbell. Deci probabil dacă mai iau un ratinger tot așa de 97-98, s-ar putea să mi se ducă ratingul în 98-97-98 pe acolo. Ideea este că ar trebui să am 99 la final ca să iau și icon -ul. Uite, am completat și milestone-ul de 85 OVR. Hai să luăm, este un pachetel standard de la Hall of Legends, poate pică ceva din el, este tradable și nu, nu este nimic interesant. Iniaki Williams, avem și animație nouă pentru jucătorii Hall of Legends, animație care mi se pare foarte tare. Per total eu zic că v-am explicat destul de clar care este situația cu Icon Collection, dacă n-ați înțeles ceva puteți să-mi spuneți în comentarii. Iar acum ca să vă zic și cum puteți să faceți punctele acestea Legend Points mai repede, mai multe, mai repede, mai cum vreți voi să spuneți, pentru că vedeți că eu am completat practic într-o singură zi deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 icon aici, 10 poziții și am făcut de mai multe ori, că am mai luat vreo 2 care au fost duplicate pe pozițiile lor pentru că n-am știut nicio la început. Deci practic am făcut astăzi vreo 1000 și ceva de puncte, am avut 1000 și ceva de puncte din astea Legend Points. Practic ideea este că mergeți pe Store, mergeți la Exchanges și puteți să convertiți punctele astea Universal care vă apar sus în puncte uh, Legend. Puteți să dați două puncte Universal pe două puncte Legend și puteți de maxim 300 de ori. Deci puteți să faceți 600 de Legend points săptămânale, pentru că acest exchange se va schimba la o săptămână. Deci, 600 de puncte de aici. Și de asemenea, nu mai știu dacă tot aici la Hall of Legends sau la Division Rivals, nu mai știu la care din astea apăreau, pentru că eu deja le-am luat. Puteți să convertiți și punctele pe care le mai aveți la Euro în puncte din acestea Legend. Și, practic, eu așa am făcut 1000 și de puncte. Deci, dacă ați păstrat punctele de la Euro, dacă ați rămas cu puncte din acelea de la Euro, nu mai știu cum se numeau. Dar, în fine, intrați aici la Spestor, la Exchanges și puteți să le convertiți, uh, vă ajută ca să, adică eu practic am economisit foarte mult timp, pentru că v-am explicat, faceți cam 90 de puncte pe zi cu reclamele, cu skill game-urile și practic ai nevoie de cam 110 de puncte ca să termini o linie, dar asta se dai și refresh. Așa că Practic într-o zi nu reușești chiar să faci o linie și cum am făcut eu aici 10 jucători, practic eu am economisit vreo 10 zile. Bine, mai ai și punctele pe care le mai iei de la quest-uri una alta, dar pe total dacă aveți puncte vă recomand să le schimbați aici acolo pentru că vă ajută foarte mult pe bune. Și mai avem și Icon Gallery care se poate accesa de aici de sus sau de aici de pe butonul de la Hall of Legends Team OVR. E cam aceeași chestie, dar mă rog, hai să zicem că am intrat așa și aici vă arată... Ce ne ar fi, Vezi că pe unii i-am completat fiindcă i-am prins dincolo, da? La Icon Collection am făcut acolo în linia aia. Vedeți pe Carlos Alberto, pe Bergkamp, pe Ginola uh, și mai mulți alții, dar vezi că mai sunt un Puskas, un Ronaldo, un Best și practic și aici la fel la reward în funcție de câți din ăștia faci, de câți găsești, da? Sunt în total... Uh, sunt 11, da? deci o echipă întreagă, iar când completezi tot, ai aici, deci, de exemplu, eu am completat deja acest reward cu gemuri, 500 de puncte. Dăm aici frumos. Iar următorul îl vom completa, deci unlock after collecting 10, 10 icon tokens. Ok, deci când completez aici 10 din cei 11, am al doilea reward cu acest daily bundle. Și la final, ultimul reward, bine, este un kit, este, mi se pare foarte irrelevant un kit la 20 de icon tokens. O să spuneți, băi, dar sunt 11 jucători, cum fac eu 20 de icon tokens? Păi asta e ideea, că avem momentan echipa A și urmează și echipa B. Eu zic că este destul de simplu tot. În total vor fi 22 de jucători. La 20 de jucători pe care i-ați găsit aveți toate riordurile de aici completate. Bine, ultimul or bun este acesta, acest Hall of Legends pack, pentru că kitul nu mi se pare deloc și Și cam relevant. asta este toată situația cu Hall of Legends, practic doar echipa a doua mai urmează să mai apară și cam asta ar fi. Eu care deja aproape am completat prima echipă, practic doar aștept echipa B. Bineînțeles că la a doua echipă o să dureze mai mult, fiindcă nu mai am puncte de la Euro, nu mai am puncte Universal ca să le mai schimb, dar cam asta ar fi situația. Sunt cu să spuneți și voi în comentarii cum vi se pare eventul. Avem și exchange noi, exact ca și la Team of the Season, ca și la Euro, aceleași exchange-uri cu un jucător 94 plus, mă rog, 94 101, 94 101, dar ideea este că unul este cu icon, unul este fără icon, aceleași cerințe cu un jucător de peste 94, peste 90. La acesta, a, nu, văd că sunt icon și aici, ok, Vede uh, vedem aici jucătorii, deci pe lângă icon pe care i-am văzut acolo că luam, bine, nu știam rating ratingurile, dar astea sunt rating ratingurile până la 101, dar vedem și jucători care nu sunt icani, Salah, Aspilicueta, Benzema, Imobile, în mare parte jucătorii foarte cunoscuți, veterani, fiindcă, na, eventul se numește Hall of Legends, deci de asta nu sunt jucători tineri pe aici, că, na, ei nu sunt încă legende. Iar acesta 94-101 este limitat fiindcă se face o singură dată pe zi, asta necesită jucători de la Hall of Legends, pe Shelby le primiți cu toții gratis, deci nu este ceva special. Sunt aceiași jucători care pot să plice și aici, doar că ăsta e pe cu 3 jucători. O să fac și o dată acum acest exchange. După vom intra să deschidem pachete pe un alt cont al meu, cu un cont secundar, fiindcă aici am mai puține gemuri și n-aș vrea să le sparg aici la acest event, fiindcă nu sunt chiar cine știe ce jucători. Dar o să încerc o dată acest, acest exchange, ce am mult o să mă doar cu acest jucător de peste 90, fiindcă nu mai am jucător de peste 90 efectiv și na, este crize foarte mare. O să bag Berardi, Garincia și De Jong, jucător de 92-93, dar efectiv nu mai am jucători de peste 90, de peste 94 am câțiva și o să-l bag pe Cancelo, pe Roberto Carlos și o să-l bag și pe Jude Bellingham. La peste 85 aici nu am, nu am probleme, dar acelelalte ați văzut că sunt ceva probleme fiindcă nu mai am jucători în club. Hai să vedem ce prindem. Vedem și animația acum de la Hall of Legends. Bineînțeles că nu mă ar deranja un Canavaro, un Ronaldo, un Bergkamp. Ar fi fabuloși să pice dar nu se știe până la pleacă de la 94 acest jucător și nu poate, adică poate să fie și slăbuț, poate să fie și foarte bun. Sunt doi jucători oricum. Hai să vedem, cum am zis, vedem și animația care mi se pare foarte tare, cred că și vouă vă place sincer. Și e un italian, dar nu este fundaș central, este fundaș dreapta de la Milan, cred că este Calabria. Nu, e Florenții, ok, 95 Florenții, este slăbuț, este foarte slăbuț, dar asta este, nu ai ce să faci, așadar Florenții, primul meu jucător, mă rog, al doilea jucător practic pe care îl prind la event după Shelby. Iar pe lângă Florenții, îl mai avem și pe Nathaniel Klein, deci un alt fundaj dreapta. Doi fundaj dreapta din același pachet, foarte, foarte tare. Și hai mă, dacă tot i-am prins pe ăștia, hai să mergem și pe store și să luăm și pachetul de 3000 de gemuri. Astfel încât să, dacă nu pică unul foarte bun de aici, facem și exchange-ul celalalt 95-99, vă explic mie, da? Hai să luăm și pe costa de 3000 de gemuri și cred că una peste alta nu o să mai intru și pe un alt cont să mai deschidem pachete. Dacă vă susținerea la clipul ăsta, mâine urmează pe canalul un pack puternic la Hall of Legends, deschidem de vreo 20.000, 25.000 de gemuri, facem și exchange-uri, pentru că oricum este destul de lung clipul momentan, deci probabil Adică nu vreau să runcesc clipul ăsta să iasă de 30 de minute, v-am explicat mai bine, adică v-am explicat oricum la început care este faza cu eventul și eu cred că este suficient, mai bine cum am zis, să facem mâine un pe opening stand-alone, cum ar veni. Așa că hai să renim pe cu ăsta de 3000 de gemuri, dacă vine ceva bun sau nu, dacă nu vine un jucător bun, îl băgăm la exchange, nu-i problemă și este un olandez. Kf uh, oh, primul like în este Vampersi 98. Nu știu dacă să zic că e bine sau nu, fiindcă vreau să fac exchange-ul uh, 95101 pe Van Persi, în schimb nu l-aș băga la exchange. 98 însă e bine, mă, e bine. Hai că am început forță, am început forță noul event. E Kf, din păcate, deci nu ne ajută ca jucător, ca pentru echipă, dar e un jucător bun să-l ai în club pentru exchange viitoare, pentru așa, mai ales că sigur o să mai apară exchange chestii unde o să ne ceară jucători de peste 97, 98. Dacă ați prins ceva jucător bun la Hall of Legends, nu uitați să-mi și trimiteți pe Instagram, fiindcă probabil în vreo două zile o să, vă, o să reacționez la pachetele voastre, deci ca să știți asta ca idee. Bun, v persi! Uh, din păcate am 3 dar uh, nu este deloc rău. 98, acum am aflat că nu pot să fac exchange-ul, ca aș mai fi avut nevoie de un jucător. Pachetele sunt destul de scumpe, uitați-vă și voi la pack-ul ăsta. 22.000 de gemuri pentru un jucător de peste 93. Mi se pare nebunie curată. Dar, mă rog, hai să deschizi și un pec de 2250 de gemuri. Poate vine ceva din pecul ul ăsta, cine știe. Ăsta e ultimul pe care m-a cu gemuri, pentru că v zis că n-am așa multe. Adică, mă rog, am 60.000, dar pentru mine nu mi se pare atât de multe. Și e un pec slăbuț, de baio, calul, jucători irelevanți pentru acest moment al jocului. Da, voiam să fac acest pachetel, acest exchange 94.001, Dar v-am zis că nu-l bag pe vampersi, totuși aici nu vreau să-l bag, aveam 3 Mă gândeam că le și pe al paturlea, dar n-a fost să fie. Cam acesta ar fi și episodul nostru. Sper că v-a plăcut. Eu zic că am explicat super bine eventul. Mă simt mândru de mine că de bine am explicat. Mai ales că eu de-abia acum, practic, vă explicam. Am înțeles și faza cu jucătorii care pot fi duplicate acolo pentru coloanele respective. În orice caz, dacă aveți alte nelămuriri, îmi în comentarii sau îmi dați și pe Instagram și vă rămâne acolo, vă mai explic. până mâine, la un nou episod, v-am zis, poate pe Copernic, dacă vă susține la clipul ăsta, să ne cu bine. papa! Pa.